mă simt privilegiată că v-am acum în fața ochilor, practic, mândria mondială a României, pe un sport care, într-adevăr, are o tradiție și voi respectați tradiția și o duceți mai departe. Sunt impresionată de ceea ce ați făcut și cred că sunteți profilul perfect pentru proiectul Născut pentru Sport, cel mai complex pe educația copiilor prin sport, prin modelele de succes, așa cum sunteți voi. Și în viață, dar și în sport. O să vreau acum în câteva cuvinte, nu o să vă rețin foarte mult, că știu că aveți un program foarte încărcat, dar aș vrea câteva întrebări să vă pun și să încercăm să transmitem copiilor, că asta este targetul nostru, ce înseamnă să faci sport, ce înseamnă educația unui copil dacă face sport și ce vis aveți voi. Cam pe aici ne vom învârti un picuț cu întrebările, de suflet, de inimă și cu cuvinte simple și să ajungă la fiecare părinte, poate chiar sau la fiecare copil. O să rog mai întâi de toate pe colegul meu, Marian, să facă un cadru panoramic, să se vadă în acest cadru cu cine vom povesti. Este o minunăție. Suntem chiar în habitatul vostru aici, la baza sportivă de la Snagov. Iar sportul rege, după părerea mea, al României, nu poate fi decât canotajul, cel care a adus unica medalie, din păcate spun asta, olimpică a României la Tokyo. Domnule antrenor, ne-am făcut un pic temele împreună și veți fi un moderator așa, cu tot sufletul, pentru că cum gândește și cum simte un antrenor, fiecare sportiv cu care lucrează, este o, așa, o notă unică. În acest fel, aș vrea să facem o introducere atât pentru dumneavoastră, cine sunteți, de ce canotajul și cum ați reușit așa de tânăr să fiți la asemenea nivel, mi se pare uluitor să fii antrenor de lot olimpic de asemenea calitate, cum sunt acești copii. Felicitări și tot respect. Mulțumesc. Bună ziua, în primul rând, mă numesc Băcăuanu Marius, sunt unul dintre antrenorii loturilor olimpice de canotaj ale României, de 5 ani ocup această funcție. De ce am ales canotajul? Am reținut această întrebare. Să zicem că m-a ales canotajul pe mine în prima fază, pentru că la fel ca majoritatea copiilor selecționați în România, am fost selecționat și eu de la școală, am fost selecționat de Clubul Sportiv Școala Rorșova. Am fost acolo de la 15 ani, am continuat, mi-a plăcut din prima zi sportul ăsta, chiar dacă el m-a ales pe mine și nu l-am ales eu pe el. Să spunem că suntem un împătimit al canotajului. Eu am fost plecat mai mulți ani din țară, 9 ani am fost plecat în Italia, dar întotdeauna visul meu a fost să fiu antrenor de canotaj la cel mai înalt nivel în România. Ce frumos! Mi-am început activitatea de antrenorat în Italia, la propunerea federației de a mă întoarce în țară să mă ocup de lotul de tineret în prima fază, a fost ceva mai mult decât aș fi visat vreodată. Așa. Iar acum pot să spun că doar îmi trăiesc visul și încerc să-l fac și pe al lor cât mai frumos posibil. Cel mai frumos moment trăit până acum alături de ei? Mi s-a făcut piele de găină. Și nouă de fiecare Tokyo, dată. În momentul în care au trecut băieții linia de finish, a fost poate cel mai... un moment care nu se poate descrie. E ceva care nu poate fi reprodus în cuvinte. Așa este. Dar de aici și toată determinarea să se meargă cel puțin pe această direcție și asta să fie nivelul de la care să nu se mai coboare. Și cred că a demonstrat mai departe ceea ce voi ați realizat. Performanța voastră este teribilă și cred că așa va și rămâne. Hai să cunoaștem acum acești minunați sportivi. Ce să zic, cine e lângă dumneavoastră este cred o minunăție. Cred că nici nu mai au nevoie de prezentări deja. Știu, sunt considerate cele mai bune canotoare ale lumii în momentul de față. Sunt deja niște fenomene. Ancuța Bodnar și Simona Radu și Ancuța Bodnar, campioane olimpice în dublu vâsle, campioane europene de mai multe ori. În viitorul apropiat, sperăm campioane mondiale, pentru că e singurul titlu care nu l-au în palmares încă am zis. Doar o chestiune de timp? E doar o chestiune de timp, sperăm cât mai scurt. Urmează băieții cei 3 plus Mugurel, băieții din 4 rame, vicecampioni olimpici la Tokyo. El este înlocuitorul lui Cosmin Pascal din această barcă. Care am înțeles că s-a retras. Care s-a retras după Jocurile Olimpice din probleme personale. Okay. Băieții din dublu rame și vicecampioni olimpici, Ciprian Tudosă și Marius Cosniuc. Ei, băieți din 4 rame, sunt Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu, Mihai Țățigănescu și Florin Lehaci. Pe rând vreau să-i aud să spună ce simt ei. Cele 3 coordonate pe care mi-ar plăcea să-ți aud un răspuns este exact și pentru tine de ce a fost canotajul,
cum s-a legat această poveste teribilă, cum te-ai simțit atunci când ai fost pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și ce visa? Așa cum a spus și Marius, în România copiii sunt selectați pentru acest sport. Mai rar vin ei către canotaj, așa lucru care ne dorim să se schimbe, poate cu aceste apariții și educația pe care încercăm să le oferim, îi vom face pe ei să vină către canotaj. Despre rezultate, despre visele mele, momentan sunt foarte mulțumită de ce am reușit până acum. Credeam că Tokyo a fost rezultatul suprem, dar încerc să conștientizez că probabil va fi și mai suprem o următoare medalie olimpică. Doamne zi! Ca și vis, bineînțeles, îmi doresc mai multe rezultate, nu puține. Îmi doresc o viață lungă în sport și voi încerca pe cât îmi va fi cu putință să am grijă de sănătate și să fiu cât se poate de conștiincioasă. Iar despre canotaj doar de bine, ne dorim să devenim o comunitate mai mare și așa vom deveni din ce în ce mai buni. Doamne ajută! Am cunoscut și pe cei mai micuți din sportul vostru, pe junior și pe copii, în toate deplasările noastre în caravanele naționale născut pentru sport. Și acolo este un spirit teribil, ei vă idolatrizează, nu pot să zic altceva. Și chiar cred eu că vin niște generații frumoase din spate, ceea ce eu am văzut și cred că așa și este. Îți mulțumesc foarte mult! Cu cine stăm de vorba acum, domnul antrenor? Încă o dată să-i prezentăm. Vorbim cu echipajul de 4 rame. Așa. 3 dintre ei vicecampioni olimpici la Tokyo. În această formulă sunt medaliați cu bronz acum 2 săptămâni la campionatele europene și medaliați cu bronz la Cupa Mondială de acum o lună și jumătate. Și sperăm medaliați cu medalii cât mai strălucitoare la campionatele mondiale de peste 3 săptămâni. Este momentul Florile mult așteptat. Haci, Trocul Bărcii, Țigănescu Mihăiț, Berariu Ștefan și Simciuc Mugurel. Așa cum simțiți voi, aceleași întrebări, tot așa. De ce canotaj? Cum te-a găsit canotajul? Că așa am înțeles că deja e o tradiție la voi. Canotajul vă tot caută pe toți și vă găsește și vă face mari campioni. La mine este puțin diferită povestea, pentru așa. Că sora mea a fost prima oară selecționată. Ok. Și eu, văzând că aduce o grămadă de medalii acasă, am spus că vreau și eu să fac. Ce diferență e între voi vârstă? 5 ani aproape. 4 ani și câteva luni. Deci avea ceva activitate avea, când ai înțeles tu cum stau lucrurile. Deja era vicecampioană mondială de juniori și vicecampioană europeană de juniori. Bun. Campioană națională nici nu mai spun că era. Și ce a zis mami? Încă unul cu bătături în palmă. Mama a fost cumva, nu pot să zic că e entuziasmată că îi mai pleacă un copil de acasă, dar a văzut sau a acceptat că este cea mai bună soluție pentru mine. Așa. Fiind băiat, vă dați seama că nu eram cel mai ascultător și a spus că un pic de disciplină nu strică. Ok. Bun. Am ajuns la canotaj tot la Orșova. Tot acolo a făcut și sora mea. Frumos. M-am acomodat și de 8 ani de zile spre 9 practic canotajul. Targetul tău mare. La Olimpiada din 2021 am participat în barca de 8, unde am reușit să o calificăm după 20 de ani. N-am reușit acolo să facem ce ne-am propus, dar pe viitor targetul meu este să ajung pe podium, pe o treaptă cât mai înaltă a lui. Doamne ajută! Mult succes îți dau! Mulțumim! Mă numesc Țigănescu Mihăiță. Am fost selectat din generală de doamna antrenoare Mariana Mareș de la 14 ani. Ok, o vârstă bună pentru a începe acest sport, din ce am înțeles eu. Da, exact. Așa. Și am pornit pe același drum ca ei. Dar te întreb, sincer, când a venit să-ți facă selecția aceea, tu știai ce înseamnă canotaj? Nu. Nici navar n-aveai, nici că e embarcațiune, nici că... Dar și de ce te-ai dus atunci? Pentru că am avut un văr pe care eu nu știam că practic acest sport. Și așa? Apoi mi-a explicat cum să treaba cu el și am zis totuși să încerc și eu. Și am ajuns la Orșova și am început acolo aventura, să spun. Acolo e o școală foarte bună, din ce îmi dai eu seama, de așa ceva. Și da, este o școală cu foarte mulți sportivi. La nivel de junior, cred că este cel mai puternic, cel mai medaliat club la competițiile europene și mondiale. Foarte frumos, felicitări! Visul tău!
Păi visul meu este să cuceresc în 2024 la Paris aur. Doamne ajută, voi acum toată prindea asta cu ochii pe canotajul din România, așa că nivelul de așteptare e foarte ridicat. Eu vă doresc doar să fiți fericiți, să fiți sănătoși și să reușiți prin acest sport să fiți cel mai frumos ambasador, ceea ce și sunteți. Mult succes! Bună ziua! Povestea ta? Eu sunt Berariu Ștefan, vin din Dumbrăvenți, Ceava, de acolo am fost selecționat de către tot de antrenori de la Orșova. Ok. Am început la 14 ani și de acolo tot am practicat acest sport. Te-a cucerit din prima, sincer? Da, da, da. Deci din prima zi chiar. Ce anume ți-a plăcut? Îmi plăcea foarte mult competitivitatea. Ok. Și îmi plăcea să alerg, să mă joc cumva. Am luat-o ca pe o joacă la început. După aia am început mai serios și a început să-mi placă foarte mult. Totuși e un sport greu. Hai să fim serioși. Palmele voastre arată într-un fel. Ai fost vreodată un moment în care ai vrut să abandonezi? Fiecare sportiv cred că are momente de când ar vrea să abandoneze, dar după se gândește la rezultatele care ar putea să le aibă sau le-a avut. Și atunci așa trece peste acest moment greu și continuă să facă performanță. Te vezi făcând antrenorat mai târziu? Nu știu ce să zic chiar. Nu știu ce să zic. M-am gândit, dar... Și totuși, după ce se încheie activitatea ta de sportiv, așa, cam care ți-ar fi ție așa, after 40, ce se întâmplă cu tine? 40, 45 de ani, așa, cam ce te vezi? 45 de ani, nu știu dacă fac până atunci canotaj, dar, nu știu, la noi, ăsta, clubul Dinamo ne oferă un post de polițist. Deci vei urma o carieră în viața civilă, să zicem da, așa, nesportivă, da, la modul ăsta mă refer, da? Mult succes ai, Doamne ajută! Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Semciuc Mugurel și am fost propus la vârsta de 14 ani de către directorul școlii generale la clubul CS Botoșan. Ai, ce școală acolo de... Bulii George și doamna Bulii Iulia. Așa. Practic acest sport de aproape 10 ani de zile. Felicitări! Și încă... Dar când te-a propus domnul director, o luăm așa, ce a văzut la tine? Ce date naturale a văzut? Fizicul tău, ce a văzut? Sincer să vă zic, nu știu ce a văzut, că eram mic de înălțime, dar a zis că mă voi înălța cu acest sport, cu alergatul, cu exercițiile sportive. Da. Și a văzut în mine că pot să fac acest sport. A fost parte din karma ta, ascultă-mă, a fost să fie vocea aia din univers care ți-a făcut ție destin. Aleatorie de altfel. Câți copii învățau în acea școală și de ce tocmai pe tine te-a recomandat în numele școlii? Fim serioși, corect, nu? Corect. Eram unul dintre cei mai înalți din școală, chiar dacă eram mic pe lângă ce se cere la acest sport, dar m-am mai înălțat pe parcursul. N-am pus întrebarea asta până acum. Uite, ți-o adresez ție acum. Cel mai greu moment al tău în care poate ai fost la limită în care să lași totul baltă să crești? A fost un astfel de moment? Momente grele, cum a zis și colegul meu, sunt cu durerile de palmă, oboseala mare în sălile de forță și de ergometru de antrenamente, dar momentul cel mai greu mi-a fost la început pentru că nu mi-a plăcut deloc. Bun, și chiar mă rugam ca să mi se întâmple ceva, să mi se rupă mâna în picior ca să pot să merg acasă. Dragul de tine, dar nu te obliga nimeni, puteai să o faci. Nu m-a obligat nimeni, dar... Părinții te-au susținut, au da, fost alături? Părinții mi-au zis să... Așa. Să mai îndur, să mai stau un timp, să mă acomodez, poate o să-mi placă pe parcurs. Și când te-ai îndrăgostit până la urmă de sportul ăsta? Când am început să ieșim pe apă în bărcile de văslit și am văzut că e un pic mai bine ca în sala de forță și de ergometru, unde e foarte greu și pe apă este mult mai plăcut. Asta ce-mi spui acum mi-aduce aminte ce-mi povestea unul dintre cei mai mari scrimieri ai României, care spunea la fel, când era mic de câțiva ani și la început el scrima, se enerva la culmea că vreo 6-7 luni el n-a pus mâna pe nicio armă. Și el a zis, ce caut aici, că pentru arma aceea a venit. Dar și acolo la fel mult a durat până a putut cineva să fie pregătit un copil, să-i dea să facă primul antrenament, primul lui duel, că el asta vrea să dueleze. Așa și cu tine, până să răzbați apele cu barca a durat ceva timp. Visul tău, dragul meu. Visul meu s-a îndeplinit. Okay. Am obținut o medalie de argint la Jocurile Olimpice din 2020, dar nu e niciodată mai târziu să luăm chiar locul 1. Mai trăiești acel director de școală? Da. Știe de ce faci tu?
Știe, nu? Te urmărește în sensul ăsta. Normal. Să-l numești Karma ta de acum încolo, bine? Bine. Mulțumesc și mult succes. Cu cine vorbim acum? Vorbim cu barca de 2 rame, fără cârmaci. Îmi place această prezentare. Ok, e brandul lor. Marius, da? Cosmiuc și Ciprian Tudosă. Știam, am glumit, normal că îi știu, dar am vrut mondial, să văd cum îi prezentați. Barca X. Vicecampion mondial, campion european, vicecampion olimpici. Wow. Și multiplu medaliați la multe competiții internaționale. Unul dintre cei mai mari ambasadori ai României, mi se pare fabulos. Iar în cazul tău știm foarte bine că tu ești cu toată familia pe acest sport, corect? Da, exact. Soția ta este parte din poveste și ea la rândul ei e o mare performeră. Și cumnatul a fost mai înainte pe scaun. Știu, pentru că ei au un privilegiu și sper să nu se supere și ceilalți colegi, pe fiecare dintre voi. Unii sunt prezentați la capitolul senior campioni, alții sunt prezentați la legende, cum este cazul marilor noastre legende, cum am zis, doamna Susanu, Cochelaci și cu Doina Ignat, iar voi v-am ales la capitolul sport în familie. Așa de mult mi-a plăcut povestea voastră încât am zis, e reprezentativă povestea lor pentru capitolul sport în familie. Te rog frumos să-mi povestești de tine, dar și de familia ta, cum v-ați regăsit și ați empatizat cu acest sport. Practic acest sport de mai bine de 15 ani. L-am început la Orșova, okay, la clubul sportiv școlar de acolo. Am fost selecționat ca și ceilalți colegi ai mei. Nu m-am lăsat foarte ușor convins de să ajung la acest sport. A fost dificil mai ales pentru părinții mei, fiindcă sunt singur la părinți. Okay. Dar, și erai mai mult plecat practic. Da. Doamne. Și dar într-un final, după mai multă convingere cu ei, am reușit să ajung la Orșova. Nu mi-a plăcut chiar din prima zi, dar în următoarele zile am început să ies pe apă, să vâslesc în bărcile de canotaj. Și... Ai căzut vreodată? Uite, am uitat să te întreb pe tine. Ai căzut vreodată dintr-o barcă? Da, am căzut. Și? Am căzut. E cum e? Cum e căzătura aceea? Ce vezi? Ce caut eu aici? Nu te-ai lăsat după prima căzătură? La început ți se pare o joacă, dar e mai rău atunci când cazi după ce ai o experiență. Da, și a fost frumos de la început, mi-a plăcut, m-a atras, când eram acolo pe Dunăre, toată apa aia în jurul meu, era ceva fascinant. Mai departe, cum a mers povestea cu familia? Cum s-a întâmplat? După 2 ani de zile a venit și Ionela la Orșova, începătoare. Te-ai îndrăgostit de ea așa cum ai văzut, repede. Exact, de cum a intrat pe ușa bazei. Ce frumos! Da, iar după scurt timp... am început să vorbim și tot să comunicăm în continuare. Până în prezent suntem căsătoriți de aproape 5 ani. Să fiți fericiți. Ea mai are un frate, Florin Lehaci. Da, e și el în povestea din sportul de familie, poveste, să știi. Da. Așa, și? Și ne bucurăm că suntem cu toți aici în familie, ne este mult mai ușor. Noi numim afaceri de familie. Corect. Încercăm să aducem tradiție de familie, încercăm să aducem cât mai multe medalii în această familie. Dar duci tradiția mai departe, când apare vreun junior acum, trebuie neapărat să se întâmple tot canotor, nu? E deja semnată sentința pentru el, nu? Da. Și dacă vrea tenis, ce facem? Sau vrea să cânte la pian? Ce vrea el? Indulgent să fiți. Sport să facă, asta da, e exact, important. Da, sport. Îmi voi îndruma tot timpul către sport. Care-i ținta ta? Ținta mea acum este pentru anul acesta, este la campionatul mondial, doresc foarte mult să obțin medalii de aur, chiar aici unde va fi în Cehia, la Racice, am obținut prima medalie de juniori de aur și îmi doresc ca și acum să obțin la fel. Doamne ajută! Să fii sănătos și să auzim cât de curând, cu toate că Ionela nu cred că se grăbește să facă bebe, că na, mai are treabă cu sportul acesta să facă performanță, dar atunci când va veni momentul de voi declarat pregătit, să fie sănătos și să fiți la rândul vostru mândri de el. Da, așa. Mult succes! Mulțumesc. Te rog! Cu tine, care e povestea cu acest canotaj? Canotajul a început după o altă experiență în sport, în prea popularul fotbal. Interesantă trecere. Nu prea fug canotaj. N-am auzit până acum fotbalist să treacă la canotaj. Poate e invers, da, dar e invers, nu. La fel ca ceilalți colegi ai mei, cum începe povestea fiecăruia, antrenorul selecționer, în cazul meu, domnul Avramie Vasile,
vede că ești mai bine dezvoltat, îți explică cam mare despre ce este vorba în acest sport, îți măsoară înălțimea, învergura brațelor, pentru că astea sunt importante la nivel de juniorat. Apoi, pas cu pas, ieși puțin pe apă, cât să prinzi drag de acest sport. Așa se întâmpla și în cazul meu. Îmi doream foarte mult, mi-amintesc la început, când vedeam colegii mai mari, că vâslesc câte doi în barca de dublu vâsle, eram entuziasmat cum reușesc să se copie atât de bine unul pe celălalt, cum reușesc să bage palele în același timp în apă. Eram foarte, foarte nerăbdător să reușesc să fac și eu la fel. Treptat am ajuns și eu la nivelul acesta, ba chiar l-am depășit cu Prio și mă bucur cu fiecare zi pe care o petrec în acest sport de alegerea pe care am luat-o de a participa la canotaj. Acum am avut în capul sufletului meu această întrebare, domnul antrenor, și o să vreau să vă adresez. Cum se face selecția unor componențe a unei bărci? Se ține cont, întrebarea mea altfel pusă, și de empatie și o chimie între oameni? Dacă sau doar pe rigori tehnice și atât, fără să se țină cont? De alcătuirea unui echipaj la nivel de seniori, da. Este ceva? Dacă vorbim despre selecția pentru canotaj, vorbim despre... Nu, vorbim la nivelul la care sunt. La nivelul lor de seniori, contează, sunt mai mulți factori care contribuie. În primul rând, pentru alcătuirea unui echipaj, se fac niște selecții în care sunt puși în fața tuturor condițiilor posibile și imposibile, încât să avem un grafic cu valorile cât mai clare, individuale. Ulterior se alcătuiesc echipajele și lucrând zi de zi cu aceste echipaje se mai pot face modificări atât la reglaje cât și la componențe în funcție de capacitatea lor de a se copia, în funcție de chimia lor. Exact, pentru că și spiritual trebuie să fie o comunicare acolo teribilă. Și telepatică, poate una. Din toate punctele de vedere. Altfel nu poate funcționa 100%. Au fost situații în care au fost o incompatibilitate efectivă în realitate și s-a întâmplat, nu? Chiar lângă noi am avut, acum câteva minute, am avut barca de 4 rame. În componența aceasta, ei au mai fost încercați acum 2 ani, dar nu a funcționat. Pentru că ceilalți trei care erau veteranii bărci nu puteau accepta stilul lui Florin. Ulterior, Florin s-a mai maturizat, au trecut ani și anul ăsta îl locuiește cu Brio pe Cosmin Pascar, ceea ce cu 2 ani în urmă nu a reușit. Foarte frumos. Felicitări, dragii mei, vă mulțumesc frumos și să ne vedem împreună, să ducem mesajul sportului în școli și elevilor, să-i determinăm să facă sport. Dacă o fi să facă canotaj, am făcut o poveste frumoasă împreună și lor. Cel puțin asta mi-am propus. Mulțumesc din tot sufletul.